Și de parcă scumpirile cauzate de război și declinul financiar al românilor n-ar fi de ajuns, datoria României continuă să crească și asta pentru că statul se împrumută la dobânzi chiar mai mari decât Federația Rusă, țară care este pe punctul să cauzeze o criză economică mondială. Dobânzile plătite pentru împrumuturile pe termen lung au ajuns în țara noastră până la 9,3%. Având în vedere situația economică actuală, costurile de împrumut au crescut semnificativ la nivel mondial, însă țara noastră, membra Uniunii Europene și NATO, se împrumută totuși cu o dobândă mai mare, chiar decât o țară agresoare, care a pornit un război sângeros în mijlocul Europei și împotriva unei țări independente. Sub înțeleapta guvernare economică a lui Marcel Ciolacu și Câciu a mai reușit o chestie. Astăzi România se împrumută la dobândă mai mare decât Rusia, 9,2%, a scris Cristian Ghinea pe pagina sa de Facebook. Fostul ministru al fondurilor europene este de părere că principala cauză este actuala coaliție de guvernare, iar pe vremea când USR era la guvernare alături de PNL, dobânda era de doar 3,5%, însă de atunci efectele pandemiei au continuat să lase urme în finanțele românești, iar agresiunea Rusiei din Ucraina a generat schimbări economice majore, atât pe plan național, cât și mondial. Motive pentru care, dacă la finalul anului 2021 România accesa împrumuturi cu o dobândă de până la 5,37%, prima parte a anului 2022 a venit cu dobânzi de peste 8%, iar în prezent a trecut de 9%.